Proverbul cine sapă groapa altuia s-a adeverit pentru un bărbat care săpa în cimitir. Acesta a fost strivit de o auto-utilitară, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Un bărbat din județul Tulcea a murit în cimitir după ce a fost strivit de o auto-utilitară. Bărbatul în vârstă de 49 de ani se pare că lucra la un mormânt atunci când a fost prins sub auto-utilitară, iar Inspectoratul de Poliție Județean a început o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii tragediei, informează știri pe surse.ro. În funcție de rezultatele cercetătorilor IPJ, vom demara și noi propria anchetă. Deocamdată nu putem spune dacă este sau nu un accident de muncă, a precizat inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă, Alexandru Iordan. Proverbul cine sapă groapa altuia cade singur în ea face referire indirectă la faptul că omul care plănuiește ceva rău altcuiva este posibil să-și facă răului însuși, astfel că efortul depus pentru o faptă rea se poate întoarce ca o răzbunare a sorții.